Salut, sunt Andy. Și mă întorc imediat, doar o idee genială și v-am dat peste cap. A început ca o glumă, dar acum nu e bună. Tot orașul strigă în cor: hey, hey, cu Andy! Cel mai mare, cel mai tare, dintre părcălii. Sunt un pop, un factor, un artist, un vespo. Zdreanță cel poznaș. Dacă mănâncă prânele alea prea repede, se va face rău. Îți vine să crezi? Eu hrănindu-l pe Zdreanță cu mâna mea. De ce întrebi? Ei bine, lasă-mă să-ți spun cum a început totul. Era într-o altă plictisitoare sâmbătă dimineață. Încercam să mă distrez ca de obicei. Andy, sper că n-ai de gând să faci ceva stupid cu șoricelul ăla de plastic al tău. Ei bine, să sperăm că nu e cel mai plictisitor farsor al țării care face iar gluma cu lipiciul. Andy, de ce nu te ungi tu cu lipiciul ăsta? Andy, dacă mai găsești șerpi prin sertarul meu de cravate, faci de serviciul cu gunoiul. Chestia asta devine serioasă. Am folosit fiecare lucru din fișierul meu de farse cel puțin o dată. Și cu cățelușul Doberman de plastic de vreo 17 ori. Într-una din zilele astea voi lăsa chestiile astea deoparte. Îmi trebuie ceva nou. Au trecut zile întregi de când n-am mai simțit gustul succesului farselor. Zdreanță, e dezgustător. Bine, voi doi știți că sărăcuțul nostru de Zdreanță are probleme cu sistemul digestiv. I-ai dat prunele alea degeaba, mamă. Sunt mâncarea lui preferată. Și nu-i pot refuza lui Zdreanță mâncarea lui preferată, nu-i așa? Așa-i, nu-i așa? Andy, de ce nu te faci util să-l duci pe Zdreanță la o plimbare? Zdreanță, hai, Zdreanță. Hai, Zdreanță, hai odată. E sigur că mai degrabă ar dormi. Ține, poți să-i pui lesa acum? Da? Dar ce se întâmplă cu el, mamă? E ca o jucărie înțepenită. Da, dar puțin exercițiu nu i-ar strica. Fii atent la trecerea străzilor. N-aș vrea să-i se întâmple ceva micuțului Zdreanță. Nu, n-aș vrea, n-aș vrea, așa? Să-i se întâmple lui Zdreanță? Mamei îi pasă mai mult de câine decât de mine. Și tot ceea ce face este să mănânce, să doarmă și să dea gaze. Poate că dacă ai face și tu la fel, în loc să te ții de farse, mama s-ar purta altfel cu tine. Greuț. Haide, hai să-l sunăm pe Denny, Zdreanță. N-am niciun motiv să sufăr singur. Fructe! Ai încercat vreodată farse cu fructe? Mai ții minte poanta cu Carmen Miranda? Ah, da, nu m-aș putea uita. Păcat că doamna Wibbles era alergică la banane. Ce-i asta, Larkin? Faci farse cu câini morți acum? Poate că ar trebui, știi tu, să-i verifici pulsul. Da, băieți, chiar credeți că e haios? Nu, asta e chiar distractiv. Tu, cu chiloței tăi care se scot întotdeauna, încercați să fiți cu un pas înainte, așa-i, Larkin? Nu. Hai, Lidge, hai să ne luăm roi înainte ca vulturii să vină la câinele lui Larkin. Doar mă știi, Andy, sunt un tip care iubește pacea, care întoarce și celălalt obraz și care crede că dacă nu poți să spui ceva frumos despre cineva, mai bine nu spui nimic. Dar într-o zi am să-i bat pe ăștia doi idioți, te-au să ceară îndurare, o să vezi.
Mă bucur că Danny e de partea mea. Asta nu știu dacă se poate, dar acești doi idioți tocmai mi-au dat o idee pentru un truc nou. Să rup chiloți? Nu, zdreanță. Zdreanță? Desigur, nu știu de ce nu m-am gândit la asta până acum. Trebuie să existe sute de farse cu câini în comă, nu? Te asigur, doamnă Tommy, că de îndată ce termin cu Toodle Pips, pisicuța dumneavoastră va arăta la fel de plină de viață ca toți prietenii noștri îmblăniți de pe aici. Priviți! Acum ce? Așteptăm. Șeful tatălui meu trebuie să plece la golful de sâmbătă, mă înțelegi? Abia aștept să-l văd pe tata cum să facă ochii când o să-l vadă pe zdreanță. Uite-l că vine. Nu l-a văzut. Cina e la 7, dragă, să nu întârzi. Ce este? Bătrânelul de zdreanță nu poate rezista niciodată mâncării. Chestia asta merge mai bine decât mă așteptam. Dragă, de unde a mai apărut și ăsta? Oh, Roger, este așa de prietenos și de adorabil și arată exact ca prețiosul. Prețiosul? A fost primul câine pe care l-am avut când eram fetiță. Era copilul meu. Nu are nicio zgardă. Tu crezi că e un vagabond? Cine știe, cui îi pasă? Am să-l dau afară exact în 5 minute. Ba, n-o să-l dai. Uită-te la el, e flămând. Trebuie să avem grijă de el. Haide, am nevoie de ajutorul tău. O să-i spun prețiosul al doilea. Huliganii. A, nu, asta este îngrozitor. Mama o să facă foarte urât. Deci ce ai de gând să faci? Nu prea cred că pot să mă duc să bat la ușă și să le spun că totul a fost un joc. Tot ce trebuie să fac este să-l scot pe zdreanță din casă. Doamna Timberley nu arată ca cineva care acceptă să-și întoarcă casa cu fundul în sus, nu-i așa? Iar când zdreanță își fixează privirea pe o pisicuță ca asta, o face praf! Liniștește-te, prețiosule, te speriat pisica aia dezgustătoare. E în regulă acum, pisica aia rea a plecat. Sărăcuțul meu prețios. Bine! Ești sigur că asta o să meargă? Ai încredere în mine! Da? Ma, bine, vin imediat! Ce? Da, venim! Haide, Lindberg, avem plângeri canine! Da! Știam eu că vecinii nu vor suporta acest zgomot. Zdreanță va veni mai repede decât ai spune câine rău! Scuzați-mă, dar nu aveți de gând să scăpați de câinele ăla? Face un zgomot imens. Bă, nu cred că ar fi o idee prea înțeleaptă, băiețele. Având în vedere faptul că doamna Timberley tocmai ne-a semnat un cec mare din fondul de pensii al poliției. Friptură. Pastre dinți. Mm-hmm.
Bună, oficiul pentru câine al orașului. Aș vrea să raportez un câine rău la casa Timberley. Face spume la gură. Ar trebui să-l luați înainte de a începe să terorizeze ratonii sau altceva. Acum tot ce trebuie să facem este să așteptăm ca polițiștii să-l ia pe Zdreanță, apoi să mergem la oficiu și să-l cerem. Haide! Asta nu e una din zilele mele bune. Îmi pare rău, Andy, trebuie să plec. Da, și eu. Dacă nu, mama va bănui ceva. Dacă află că l-am pierdut pe Zdreanță, va trebui să-mi schimb numele și să intru în pământ. Andy? No, señorita, numele meu este Manuelo. Dragă? Oh, ce mâncare gustoasă. E minunată la gust. Mama, e foarte gustos. Bun, terenul e liber. Acum tot ce trebuie să fac e să-i conving pe toți că Zdreanță nu e pierdut. Andy, ce ți-am spus eu? Să nu-l mai hrănești pe Zdreanță cu resturi de la cină. Scuze, mamă. Zdreanță, vino aici! Hai, Zdreanță, mănâncă! Este ficat și linic! Așa, Zdreanță, te simți mai bine acum? Vai, dar pe unde ai fost că ești murdar rău? De ce ai închis ușa, Andy? Nu vroiam ca Zdreanță să scape, așa cum a făcut data trecută. S-a întâmplat ceva cu Zdreanță? Nu, nimic. E de la, cred că a băut ceva. Andy? Are doar sughițuri, mamă, sughițuri. Andy? Ce s-a întâmplat sălăcuțului Zdreanță? Nu se aude ca de obicei. Asta mai sună, Zdreanță. Andy, vrei să scoți odată pe Spenca afară din baie? Sigur, tată. Haide, Zdreanță, este timpul pentru numărul 1. Trebuie să recunosc că asta începe să mă calce pe nervi. Grăbește-te, Andy, ne pregătim să intrăm în pat. Oh, da, Zdreanță, trebuie să fi băut multă apă. Oh, cum ai putut să faci asta, Andy? Știi cât înseamnă Zdreanță pentru mine? N-am făcut-o intenționat, mamă. De unde era să știu că doamna Timberley avea un câine care se arată exact ca Zdreanță și era copilul ei? E sigur că ne-ai spus totul, Andy? Nu ai scăpat oare nimic? Cum ar fi? Ei bine, un amănunt aleatoriu, de exemplu. Nu-mi vine să cred, mă simt îngrozitor. Mama are o cădere nervoasă, iar tata o face pe deșteptul. Nu cred că este amuzant, deloc. Hai, mamă, știi că toți îi simțim lipsa lui Zdreanță. Cum mări el când îl scalpim pe burtică. Cum deschide un ochi pe jumătate când vine poștașul la ușă. Când ținem oglinda la năsucul lui să vedem dacă mai respiră. Țineți minte, asta a fost una bună. Gata, ajunge! Primul lucru, mâine mergem la Timberley acasă și îl cerem înapoi pe Zdreanță. Dar, Frida, Timberley este șeful meu, nu pot pur și simplu să dau bine, gust mai... ar fi trebuit să te gândești la asta dinainte! Se spune că este o distanță foarte mică între comedie și tragedie. Din nefericire, domnul Timberley nu e acasă în acest moment.
De fapt, noi am venit să vorbim cu doamna Timberly. Este în legătură cu Zdranță. Cu cine? Zdranță, câinele nostru. Oh, te referi la Prețiosul. Mă tem că fiul nostru, Andy, l-a pierdut ieri și am venit să-l luăm înapoi. Oh, nu! Nu puteți să faceți asta! Prețiosul și cu mine am devenit foarte buni prieteni. Dar este al nostru! Aveți vreo dovadă? Până la urmă nu are nicio zgardă. Ei, bine? Aveți cumva o fotografie de-a lui? Nu, nu am. De ce nu? Nu stă niciodată atât încât să-i facem una. Uitați, o să vedeți că este al nostru. Zdranță, aici, băiete. Haide, hai la mama. Vino, vino, Zdranță. Te rog, fii băiat bun. Cred că am văzut destul, Parker. Vino, te rog, și condui pe oamenii ăștia afară. Haide, Frida, dragă, să mergem. Zdranță, haide, haide. Zdranță, oh, mut caragios. Femeia asta e intolerabilă. Ai dreptate, nu mă mir că Timberly nu zâmbește niciodată. Ei bine, am să lupt pentru asta. Îl vreau pe micul meu Zdranță înapoi. Va trebui să vorbești cu Timberly mâine dimineață la serviciu. Dar, Frida, nu știu dacă este o idee prea bună, dragă. Și de ce nu? Ei bine, este șeful meu. Pe lângă asta nu se va putea pune niciodată cu baba ăsta, cu soția lui. Mă pune într-o situație penibilă, dragă. Ah, cred că ai dreptate, da. Ne putem lua oricând alt câine. Da, unul care se mișcă. Mai degrabă să nu am niciun câine decât să trăiesc fără Zdranță al meu. Ai intrat în cazanul cu apă fiartă pentru că ai supărat-o pe mama ta în halul ăsta. Nu știu cum faci, dar ai un nas pentru necazuri. Ugh, toată treaba asta e cam putredă. Nas putred. În numele tuturor bebelușilor și taților, trebuie să-l sun pe Danny. Bună dimineața, Doris. Trebuie să-l văd pe domnul Timberly. Ce coincidență! Chiar și el vrea să te vadă. Intră! Domnul Timberly? Ah, Larkin, tu erai. Trebuie să vorbesc cu tine despre ceva. Vă rog, domnule Timberly, trebuie să termin. Știu că asta m-ar putea costa slujba, dar soția mea este foarte supărată din pricina câinelui ei, Zdranță. Exact, despre asta vroiam să vorbesc cu tine, Larkin. Zdranță! Doamna Timberly și cu mine am stat de vorba seară și am hotărât că nu poate păstra câinele când de fapt aparține altcuiva. Desigur, e o familie iubitoare și grijulie, dar... Nu știu ce să spun. Nu trebuie să spui nimic, Larkin. Doar ia câinele și pleacă. Vă mai amintiți cum l-am adus noi acasă pe el de la Hingeri? Arăta ca o minge de buf. O minge pufoasă de blană inconștientă. Bietul Zdranță, mi-e dor de el. Nu aș fi crezut, dar și mie mi-e dor. Zdranță! Da. Nota, vă rog! Tati, cum ai făcut asta? Am vorbit cu Timberly ca de la bărbat la bărbat. I-a spus că dacă nu-l primim pe Zdranță înapoi, va trebui să-și găsească pe altcineva să-și facă treaba în secția lui de hârtie igienică. O, tată, ești cel mai bun! Da, cea mai tare fibră de la nord de minciunești sat. Știam eu că Timberly nu va putea să-l scoată destul de repede după ce l-a stricurat acele prune prin fanta poștală. Numai Larkin pot tolera mirosul ăsta. Dar unde crezi că pleci?
Mă gândeam să sărbătoresc eliberarea lui Zdreanță cu Danny la Beans and Burger. Nu așa de repede, tinere! În primul rând l-am pierdut pe Zdreanță din cauza farselor tale prostești. Cred că ar trebui să te revanșezi față de el pentru suferința și disperarea prin care a trecut. Dacă asta e disperare și suferință, aș vrea și eu să fac asta. Deci acum știți toate detaliile înspăimântătoare. Se pare că indiferent ce face, Zdreanță întotdeauna se întoarce mirosind a trandafiri. Cel puțin până prunele alea încep să-și facă efectul.